În ce condiții NATO ar putea să-și încalce propriile principii și s-ar putea implica într-un conflict armat, deși alianța nu este atacată sau nu ar fi atacată? NATO nu-și încalcă principiile. Avem în primul rând un tratat de la Washington care este expus în original aici în sediul NATO din Bruxelles pentru prima oară. Avem 75 de ani. Și NATO este și rămâne și va rămâne o alianță defensivă. Suntem creați pentru a ne proteja teritoriul și populațiile. De aceea NATO rămâne fidelă acestui deziderat. În 75 de ani, în 1949 erau 12 aliați, acum sunt 32. Și poate că domnul Putin nu a avut chiar acest scenariu atunci când a atacat Ucraina. Două țări neutre, Suedia de secole, Finlanda de multe decenii, au decis să vină către noi. Înțeleg întrebarea. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua, pentru că este un sprijin care se bazează pe principiile și textul cartei ONU. Atunci când un stat suveran este atacat de către un alt stat, are tot dreptul să primească din partea altor state suverane, în cazul de față statele NATO și partenerii noștri, sprijin pentru a-și apăra independența și suveranitatea. Deci ceea ce facem noi atunci când sprijinim Ucraina, nu facem altceva decât să respectăm dreptul internațional și inclusiv principiile NATO. Asta înseamnă că nu există niciun scenariu în care NATO s-ar implica fără să fie atacat, da? Într-un conflict militar. Nu este considerat niciun scenariu. Tratatul de la Washington este o bijuterie juridică și politică, este foarte succint și este foarte clar. Și atunci când noi spunem că principala noastră datorie este să ne apărăm teritoriul și aliații, asta facem. Și vom continua să facem acest lucru. Și evident, atunci când în cazul Republicii Moldova, un partener de 30 de ani al NATO și un partener comun al NATO și UE. Multă lume uită de faptul că lucrăm foarte, foarte, foarte intim cu Uniunea Europeană în a sprijini, conform nevoilor Chișinăului, relația cu acest stat. De aceea, cred că cu cât Ucraina vine mai repede către NATO și Uniunea Europeană, cu cât flancul estic se întărește mai mult și se întărește, cu atâta șansele ca Republica Moldova să nu aibă un risc de securitate militară scad și șansele de integrare europeană a Republicii Moldova cresc. De aceea este foarte important ca NATO să-și facă datoria pe propriul teritoriu și să sprijine Ucraina în continuare. În contextul inițiativei legislative din România, despre care cred că au întrebat și colegii mei, privind apărarea națională, acest proiect de lege care este în dezbateri prevede inclusiv posibilitatea angajării unor capabilități militare și non-militare în afara statului român pentru protejarea cetățenilor români. Iar Republica Moldova are un număr semnificativ de cetățeni români. Ar însemna asta că România ar putea să se implice în cazul în care, ipotetic, în care Republica Moldova ar fi atacată? Este aceasta o posibilitate legală în care România poate proteja Moldova, cetățenii Republicii Moldova, dar și cetățenii români? Ce legiferează parlamentele naționale din țările NATO este problema suverană a celor parlamente. Când este vorba despre NATO, evident că se aplică regulile de la NATO. De ceea ce va aproba sau nu Parlamentul României este decizia suverană a Parlamentului României. Acest subiect a fost evocat și în alte contexte și încă o dată trebuie să spunem foarte clar că ceea ce decide în plan național un stat aliat e decizia lui, dar asta nu înseamnă că automat întreaga alianță intră în respectiva logică. Logica NATO este foarte clară, alianța defensivă, ne apărăm teritoriul și populațiile și încercăm să sprijinim partenerii cât de mult putem. În deplin respect cu dreptul internațional, în cazul Republicii Moldova, neutralitate constituțională pe care Republica Moldova o are în textul său fundamental. Astăzi, mai devreme, în jurul orei două, pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea graniței cu Ucraina, a căzut o dronă. O dronă care nu e nici prima, probabil nici ultima. Ce face NATO sau dacă face ceva pentru apărarea antiaeriană a Republicii Moldova sau cel puțin pentru monitorizarea spațiului aerian? Cum ajută Republica Moldova? Bun, monitorizarea spațiului
euroatlantic este o chestiune pe care NATO o face cu vigilență în fiecare secundă. Ceea ce Republica Moldova face, cred că este un lucru foarte bun, aceea de a solicita în plan bilateral cu diverse state membre UE sau aliații NATO, unii sunt și una și alta, sprijin pentru sistem de apărare antirachetă propriu. Este normal să faci așa ceva, nu poți să stai indiferent atunci când cad drone pe teritoriul tău. Și chiar dacă NATO, în mod direct, nu intervine, faptul că NATO protejează, de exemplu, spațiul aerian al României este un lucru foarte bun și pentru Republica Moldova. Avem situații în România în care au căzut drone ultima dată, acum câteva zile, chiar într-o zonă, aproape de o zonă foarte populată. O rachetă rusească a traversat pentru 39 de secunde spațiul aerian al Poloniei, după aceea întorcându-se pentru a lovi dinspre vest ținte din Ucraina. De aceea, deși NATO nu protejează în mod direct spațiul aerian al Republicii Moldova, indirect contribuie la o vigilență sporită, iar acolo unde Republica Moldova, acordul recent semnat la Paris între doamna președintă Maia Sandu și președintele Macron al Franței, relația bilaterală cu alte state NATO o fac Republica Moldova să dobândească, poate înturit, sperăm noi, cât mai accelerat, capabilități proprii care, într-o logică mai largă, să-i asigure suveranitatea spațiului aerian și capacitatea de a se proteja. Un alt subiect cumva discutat la Chișinău sunt stereotipurile privind NATO. De la exercițiile comune militare până la radar, tot felul de subiecte care reapar pe agenda. Cum combate NATO stereotipurile despre alianță, despre organizație? Bun, este clar că Federația Rusă a reîncălzit manualul de propagandă din vremea Uniunii Sovietice, în care NATO, America, Occidentul erau principalul adversar. Este pură propagandă. Nu suntem adversarii Federației Ruse, nu facem altceva decât să ne apărăm teritoriul sau să apărăm state suverane care sunt atacate complet ilegal și, aș spune eu, și imoral de către Federația Rusă, cum este cazul Ucrainei. De aceea, aceste stereotipuri față de NATO prind în anumite zone, pentru că sunt segmente de populație din Republica Moldova care sunt poate mai accesibile pentru acest tip de propagandă, poate și o zonă de frică. Frică, totuși Rusia este o țară mare, sunt amintiri istorice care sunt acolo, sunt și la generațiile poate mai vârstnice o continuitate a propagandei rusești, sovietice și rusești acum. Dar eu vă spun un singur lucru și vă spun asta ca lider al Alianței și ca lider politic român. Unde ai vrea să trăiești? În Rusia sau în Occidentul dezvoltat? Unde ai vrea să trăiești? Într-o țară liberă, democratică, cu mai puțină corupție, cu domnia legii, sau într-o țară în care adversarul politic dispare peste noapte și n-ai voie să protestezi? Deci cred că, din punct de vedere al opțiunii, indiferent de limba vorbită acasă, de preferința politică din Republica Moldova, cred că nu există, de fapt, un dubiu cu privire unde ți-ar fi ție mai bine ca moldovean sau moldoveancă. În Occidentul dezvoltat și prosper sau într-o zonă întunecată și în care șansele de afirmare personală, de prosperitate sunt minime. Deci asta este, de fapt, decizia pe care dumneavoastră trebuie să o luați în Republica Moldova. Un an foarte important politic, alegeri prezidențiale, un referendum cu privire la drumul european al Republicii Moldova. Eu, ca un student al istoriei și ca un practician al geopoliticii, pot să vă spun că o șansă ca asta vine de două ori pe secol. Ar fi mare, mare păcat ca toți moldovenii, indiferent de preferințe și de stereotipuri, să nu încerce să aibă o viață mai bună, o viață mai liniștită, o viață mai prosperă, o viață mai sigură. Și sper din toată inima, ca român de această dată, ca Republica Moldova să vină către Uniunea Europeană. Și proiectul politic al doamnei Maia Sandu, aderare până în 2030, să devină o realitate pentru toți moldovenii, indiferent unde s-ar afla ei, în Republică, în Transnistria sau în diaspora. Și o ultimă întrebare în continuare a celorlalte. Se pregătește Republica Moldova pentru război? Pentru că asta este o altă fir narrativ.
NATO este o alianță defensivă care pune descurajarea și apărarea pe picior de egalitate. De aceea avea o armată mai robustă nu înseamnă că te pregătești pentru război. Te pregătești pentru scenariu negativ. Dar faptul că Republica Moldova devine mai puternică militar nu este altceva decât ceea ce face orice stat european și orice stat la nivel internațional. Situația este complicată. Se întâmplă și în Orientul Mijlociu. Sunt tensiuni care cresc. Uitați-vă ce se întâmplă și în zona Asiei și Pacificului. De aceea cred că orice stat care înțelege realitatea geopolitică și securitară a momentului, trebuie să investească mai mult în apărare. Și România a subinvestit în armata română timp de decenii și acum încearcă din greu să recupereze timpul pierdut. Și o face bine. Aliații europeni, care trăiau într-un fel de perioadă post-romantică și idealistă în care s-a crezut după terminarea comunismului în Europa că va urma un secol de pace și liniște. Uite că nu este așa. De aceea Republica Moldova nu face nicio excepție. Toate țările din Europa investesc mai mult în apărare pentru că există un context de securitate. Și cea mai bună investiție este aceea de a descuraja. Și acest lucru îl face și NATO și mă bucur că face și Republica Moldova.